Ne întoarcem puțin la Rapid cu la FCSB cu Rapid de duminică seara. Tu spuneai că vezi FCSB ușor favorite și că probabil Gigi va câștiga. Tu mai vorbești cu Becali? Nu, n-am mai vorbit, cred că de 2-3 ani. Înainte mai vorbeam, mai știu, mă suna el. Se mai consulta. Așa, mă consulta, mă întreba de câte ori, m-a sunat de câteva ori, îl iau sau nu îl iau, de exemplu, îți dau un jucător, Mitriță, când da. Era o cuă, zic, avea de luat între Mitriță și Băluță. La atunci, era un șans, ia-l pe Mitriță. Păi de ce îmi spui să-l iau pe ăla? Păi uite, de asta, de asta, de asta. Dar așa să-mi vorbesc de... Că a greșit antrenorul să mă întrebe de antrenor, să mă întrebe de astea, nu. Păi ce să te mai întrebe de antrenor? Că greșește el singur când se întâmplă. Ce să te mai întrebe? Acum te mai întreabă. Dar când te-a întrebat de nu. Băluță și de Mitriță? Vara aceasta când a venit Băluță la FCSB? Da, cu mulți, nu acum. A, atunci nu, când era Băluță la Craiova și Băluță a plecat până la urmă în... În Cehia. Nu, în America. Nu, în... Nu, Băluță în Cehia și Mitriță în America. Da. Mitriță în America. Deci te-a întrebat... Da, mulți ani. Mulți ani. Păi și tu ce l-ai sfătuit între Mitriță și Băluță? Pe Mitriță. Să le ia pe Mitriță. L-a luat pe Băluță peste 4 ani. Așa e. Da.